Pentru nou promovata săgeata Năvodar, ziua startului în Liga 1 la fotbal este sâmbătă 20 iulie de la ora 19. Echipa pregătită de Tibor Selimeș va întâlni pe Gaz Metan Mediaș, un adversar care are de partea sa experiența și omogenitatea. Conștient de dificultatea jocului, tehnicianul dobrogean rămâne optimist. N-am spus că noi nu o să fim pregătiți la ora meciului să ne batem la egal la egal cu Mediașul. Eu sunt foarte mulțumit de jucătorii, sunt foarte mulțumit de cum au muncit, dar v-am spus că ca timp am avut foarte puțin timp la dispoziție. Încrezător în colegii săi se arată și capitanul echipei din sezonul trecut, Florin Popa. La orice debut există un trac, bineînțeles. Dar sper să trecem peste și când intrăm în teren să nu mai ne afecteze, să spun așa. Pentru acest joc, Selimeș nu va putea conta pe Ilie Iordache, nerefăcut complet după o accidentare, dăruială cu probleme medicale și sârbul Savici, care nu are carte verde. Și oaspeții au probleme de lot, în numai puțin de 7 titulari din sezonul trecut, lipsind din echipa de start. O victorie a săgeții ar însemna enorm pentru moralul echipei, care va juca următoarele două partide în deplasare la Brașov și Botoșani.